Miercuri s-au stabilit finalistele Cupei României la fotbal faza pe județ. Cele mai bune echipe din Liga a 4-a se vor duela în 13 iunie pe cetate, în finala Cupei României. În prima semifinală, Mureșul Vințu de Jos s-a impus neașteptat de facil la Spring în fața formației locale Euro. Elevii lui Mihnea Mane au câștigat cu scorul de 3-1, succesul conturându-se în a doua repriză. În schimb, performanța Eghiu a avut viață grea la Giugut cu formația locală Inter. A fost nevoie de prelungiri pentru ca oaspeții să se impună, printr-un gol marcat în minutul 120 de Potopia, dintr-o lovitură de la 11 metri, acordată pentru un hands în careu. Așadar, primele două clasate din Liga 4 își vor disputa sâmbătă 13 iunie pe stadionul Cetate trofeul. Până atunci însă continuă lupta pentru calificarea în barajul pentru Liga 3-a. Partida decisivă este programată pe 31 mai, în penultima etapă a ligii, când Mureșul Vințu de Jos va juca pe terenul actualului lider Performanța Eghiu. Reamintim că înainte cu 6 etape de finalul campionatului, Performanța Eghiu și Mureșul Vințu de Jos se află în fruntea clasamentului. La egalitate de puncte 62, însă Performanța are un golaveraj net superior, plus 85, față de plus 42 al Mureșului Vințu de Jos.